Hei, salut prieteni! Sunt deja pe drum. De astăzi încep să mă duc la Noto. Mă duc cu Tony acolo la Lia Manoliu, la Bazin, și încep de azi. De 3 ori pe săptămână o să mă duc și azi mă duc prima dată să vedem ce e pe acolo. Dacă aveam GoPro, luam și în Bazin, dar așa, nu știu. Hai că n-am notat absolut deloc, m-am întors acasă. Pentru că acolo unde m-a dus băiatul ăsta este super profesionist, adică nu trebuia să am shorts de la de Noto, trebuia să am slip de la normal, trebuia să am ochelari, trebuia să am cască, era un mediu mult mai profesionist decât mi-aș fi dorit eu. Eu vreau să mă duc să not, să fac mișcare, să fac bazine, să fac mișcare. Și cum n-aveam toate lucrurile astea la mine, n-am mai notat, n-am mai făcut absolut nimic. Și o fază amuzantă s-a întâmplat când am venit acasă, vorbeam cu mama și mă întreabă: și cum o să faci cu bazinul, cu Noto, cum o să faci? Înainte să pot eu răspunde, face: ia, vrei niște frișcă? Mi s-a părut super ironică faza, că mă întreabă cum fac cu bazinul și cu mișcarea și face: ia niște frișcă. Așa, deci planul pentru astăzi este să filmez niște videouri pentru IT pe Pâine și voi începe cu un review la Logitech C920, care este o cameră super, super tare. M-am jucat cu ea câteva zile și este super, super. Și dacă am timp să filmez și astăzi, mai am așa ceva, care sunt niște ochelari super marfă, deci pentru VR sunt excelenți, căști incorporate, reglaje pe toate dimensiunile, se vede ceva senzațional. Gata, n-a trecut foarte multă vreme, am și filmat, l-am și editat și acum se exportă și am să-l pun pe YouTube în seara asta. Deci dacă vreți să vă uitați, am să vă las link în descriere. Camera asta este ceva super tare. Am filmat și cu ea, o să vedeți. Cum e? Față de cardboard. Așa. Parcă e în nasă. Da. A venit Ana pe la mine și îi dau și ei să încerce ochelarii ăștia. Ea a încercat mai de mult Google Cardboard și nu i s-a părut nimic. E prostie, un spanac, ce e asta? Dacă nici ăștia mi se par șmecheri, mă dau bătut. Și am țipui pe ochi. Am fundet într-o față, nu dai ceva. Bine, las încerc mai târziu. Gata, video este gata, este sus pe YouTube. O să vă las link în descriere. Dacă vă interesează, mergeți și vedeți. Mergem să mâncăm acum. Pentru că azi că am slăbuț cu vlogul, pentru că am lucrat la video-ul ăla pentru IT pe Pâine, mă gândeam, mă uitam la comentarii și mă gândeam să vă mai răspund la câteva dintre ele. La video de ieri ați mai pus niște întrebări. M-a întrebat cineva dacă îmi place Dacia. Da, conceptul de mașină ieftin așa e mișto, dar mie nu-mi place, nu mi-aș lua Dacia niciodată. Pentru că sunt făcute de la zero și gândite ca mașină ieftină. Sunt tăiate colțuri pe peste tot, e gândită cele mai ieftine materiale, cele mai proaste piese. Mi-ar plăcea să văd de la Dacia să încerce să facă și un model bun. Cât de bun pot ei? La nivelul unui Renault, de exemplu, Renault Megane, Renault Talisman, astea ultimele. Să încerce și Dacia să facă un model mai scump, într-adevăr, să nu-l dea cu 8.000-10.000 de euro, să fie mai scump, dar să încerce un model foarte bun. Și m-a mai întrebat cineva ce părere am de cutiile automate de pe Dacia. Nu sunt cutii automate, sunt niște cutii manuale robotizate, ca niște automate, dar numai că sunt manuale de fapt și e o mânuță de roboțel acolo care schimbă vitezele. E ok, dar trebuie să vedem cu timpul cât de fiabile sunt modelele astea de cutii automate. Da, cam asta. Întrebarea de ieri a fost: care ar fi cea mai presantă problemă și prima problemă pe care ați rezolva-o în calitate de primar? Apropo de alegerile care sunt mâine. Așa, și răspunsul pe care ați dat la întrebarea de ieri vine de la Andrei Varner și zice: dacă aș ieși primar, da frate, aș fura și eu, dar aș băga în buzunare și la amăriții ăștia alții. Bravo, ești singurul care a răspuns sincer la întrebare. Și întrebarea de astăzi este: credeți că ar fi ok să se bage votul obligatoriu? De ce da, de ce nu? Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine.